Bună ziua, dragă comunitate! Mă bucur să fim live după atâta timp și într-o lună minunată, începe primăvara și, bineînțeles, este o lună unde noi femeile o să primim foarte, foarte multă atenție. În spiritul acestei luni, ne-am gândit că ne-ar prinde bine să avem o discuție cu un specialist despre provocările de sănătate care le au femeile în viața de zi cu zi și, bineînțeles, despre cum putem integra plasturii fototerapeutici. Ne bucurăm că cât mai multe dintre voi ați fost deschise și ați început să îi folosiți, iar rezultatele sunt pe măsură. Alături de noi o avem pe doamna dr. Janina Brașoveanu, care ne va da foarte multe informații valoroase astăzi și ne va povesti chiar și propria experiență cu plasturii. Bine ați venit, doamna doctor! Bună ziua, bine v-am găsit, vă doresc o primăvară minunată și noi toate femeile și nu numai noi femeile suntem minunați. Experiența mea cu plasturii a început de puțină vreme, însă rezultatele au fost uimitoare și nu mă așteptam că fiind medic există un scepticism. Și atunci să vă povestesc puțin despre mine. Eu am o vârstă, hai să spunem plus 50, și am o patologie, adică o problemă pulmonară de foarte, foarte multă vreme, adică de când aveam vreo 16-17 ani. Atunci, datorită unor răceli repetate, am fost bolnavă pulmonar cam un an de zile. Nu s-a descoperit că am decât o răceală sau o pneumonie foarte, foarte puternică, în urma cărora mi s-au spart alveolele pulmonare. Bine, poate că nu știu ce înseamnă asta. Oricum, am niște găurele în plămâni care adună mucus și atunci eu nu pot să respir. Și am încercat să surmontez. Am fost la medici, am luat tratamente nenumărate, am făcut investigații nenumărate. Am intrat la medicină, după aceea am terminat medicina, s-a întâmplat să fac această specialitate obstetrică ginecologie, care... Aici vreau să punctez, este și este o meserie chirurgicală. Deci eu operez în afară de cezariene și tumori și diverse, extrauterine, sunt multe. Intrând în sala de operație, nu puteam respira, pentru că punând masca pe față, pe nas, nu puteam să respir și mi se făcea rău și îmi venea să leșin. Și am zis, pe bune, dar nu se poate așa ceva. Ce pot să fac? Și am încercat multiple metode, începând de la tratamentul medicamentos care mi-a adus multe neplăceri, nu stau să cuantific acum, la acupunctură, la mai multe. Într-un final am ajuns la un medic extrem de înțelept care a plecat dintre noi și mi-a spus, uite-te, știi, nu o să te vindești niciodată, numai că este important să stai în echilibru cu boala. Ok, ce trebuie să fac? Și atunci am început diverse procedee să le fac, să zic, începând de la alimentație, de la minte, de la atitudine față de situații, până la gânduri. Și n-a fost ușor pentru un om pragmatic, pentru că eu sunt berbec și atunci e o provocare. Anii au trecut, am fost într-un echilibru precar cu această patologie și într-un final mi s-a întâmplat ceva minunat, am întâlnit o doamnă și 4 ani de zile am fost într-un echilibru foarte, foarte bun. După care, datorită stilului de viață tumultos, gărzi, muncă multă, așa, am recăzut. Și m-am speriat, am zis, nu se poate. Lucrul acesta se întâmpla în jur de 50 de ani și vă imaginați că înainte 50 de ani, deci băi, organismul nu te mai duce, nu mai poți să. Cât să faci astfel încât să îți fie bine până la sfârșit, astfel încât atunci când pleci să fii, domnule, mulțumit, nu să fii să zaci. Da, nu știu, e o calitate a vieții de zi cu zi, până la urmă. Da, o calitate a vieții, asta vreau, calitatea vieții. Și atunci, datorită doctoriței Bogdan Cristina, am aflat de existența plasturilor și despre Alexandra. Și am zis, băi, ce tâmpenii, sunt niște... În fine, așa, nici n-am citit, am citit puțin superficial acolo și mi-am pus plasturii. Asta se întâmpla prin octombrie, anul trecut, la sfârșitul lui octombrie, când eu iarăși nu mai puteam respira, când nu puteam să dorm decât 2-3 ore pe noapte, că așa se manifestă această boală, pentru că mă sufoc în somn și nu mă pot odihni. A doua zi mă simt obosită. În fine, este un
flux continuu din care este foarte greu să ieși, un cer vicios. Și am pus acești plasturi neavând încredere, normal. Na. Așa, iar după vreo 2-3 săptămâni am descoperit metoda Wim Hof, întâmplător, pe Facebook și le-am combinat. Și am avut un mare, mare stres. Deci am fost la metoda aceea, deci o singură zi. Iar după, deci plasturii am pus timp de 3 săptămâni, X39, X49 și carnosină, n-am avut altceva. Se simțea ceva mai bun, dar nu foarte mult, pentru că eram foarte obosită. N-aveam silent night sau n-aveai ceva să mă liniștească, iar nu dormeam noaptea. Iar metoda aceasta, cu această Wim Hof, a fost un fel de, în fine, un stres foarte, foarte tare fizic, care și datorită plasturilor a fost o chestie combinată. A doua zi după chestia aceasta, am început să nu mai am medicație deloc iarăși și să mă simt bine și să dorm noaptea mai mult decât ok. Și am zis, bă, dar datorită cui mi s-a întâmplat acest lucru? Și atunci Alexandra, împreună cu doctorița Bogdan, a creat un grup pentru medici pe Telegram și am început să caut. Deși alea informațiile erau de vreo 2 luni, de-aia eu nu m-am uitat, na. Și am văzut că efectele cele mai, adică primele efecte se văd cam după 2-3 săptămâni, ceea ce exact așa se întâmplase la mine. Bine, împreună cu acea metodă, dar vă spun, și mi s-a părut uimitor, uimitor. După care am achiziționat plasturi Alavida, da, da. Și am pus pe frunte și am constatat că mi s-au redus ridurile în 2 săptămâni. Bine, eu nu am riduri foarte, foarte multe, dar având o vârstă de, se lasă pielea, scade elasticitatea și așa, dar mi s-a părut, zic, mă, nu, poate că eu pun chestia aceea și fiind o chestie fizică, nu mă mai lasă să încrețesc frunta, dar a doua zi era la fel. Adică nu. Și atunci le dau credibilitate și am văzut studii, eu fiind medic, am văzut studii uimitoare, efectiv, în diverse patologii, în piciorul diabetic, incredibile. Și doamna doctor, ce altceva ați mai observat? Am înțeles că a intervenit și remodelarea corpului de la X49. Da, da, așa. Deci aveam X39, X49 și eu sunt slabă. Toată viața am fost slabă pentru că am practicat, am fost atletică, deci am făcut atletiză performanță și, în fine, ni s-a băgat în cap, nu trebuie să mâncăm, trebuie să fim slabi. În fine, așa e structura mea. Și punându-mă X39 și cu X49, mă simțeam așa super wow. Dar pe urmă am văzut că slăbesc pe cântar. Zic, pe bune? Dar eu nu vreau, că eu aveam 57-58 de kilograme, aș ajuns la 55. Dar mă simțeam perfect, aveam o structură. M-am uitat în oglindă, aveam talie. Bine, și acum, și înainte aveam talie, dar ți se lasă pielea. Deci doamnele care sunt peste o vârstă știu despre ce vorbesc. Da. Și nu știam. Și atunci, la conferința care s-a desfășurat la Fenicia, m-am dus la Alexandra și am întrebat-o, băie, nu știu, de să-i folosesc, poți să-mi folosesc, nu știu. Și ea mi-a spus, da, te remodelează, dar chiar așa și simțeam pe interior că sunt mult mai și diafană. Deci, nu știu, îți modelează și mintea cumva. Da, 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 da. Poate X39 cu X49 în combinație, dar X49 eu îl pun din când în când ca să nu mă duc mult prea jos cu. Pe de altă parte, haideți să vorbim și despre altă chestie. Există două tipuri, adică mai multe tipuri de grăsimi, să zic așa, între ghilimele. Este o grăsime care se vede, da? Și o grăsime viscerală. Pe noi, de fapt, ca sănătate, nu ne interesează grăsimea din exterior, ci ne interesează, de fapt, grăsimea viscerală, care ea poate produce boli, ea produce mult mai multe dezastre decât cea, să zicem, exterioară, ca și constituție. Și atunci mă gândesc că X49 totuși este binevenit, e mult prea binevenit, pentru că, de fapt, asta face. Topește grișe, deci, și grăsimea viscerală, care da, poate produce mult rău. Asta ar explica de ce majoritatea doamnelor care încep să folosească plasturii simt că au dat jos pe haine, dar la exterior nu se vede neapărat nimic. Deci poate fi această grăsime viscerală, din câte am înțeles, se localizează în jurul organelor și... Da, în jurul inimii, a ficatului, a pancreasului, a intestinelor. Eu fiind operator vă spun, există persoane, hai să zicem, nu slabe, cu
greutate medie și când le desfaci, când le deschizi burta, sunt pline de grăsime în interior. Depinde de metabolismul, alimentația și multe alte chestii. Am înțeles. De curând am auzit că ați avut o experiență pozitivă și pe durere cu X39. A, da. Eu stau, deci în fine, stau pe scaun și probabil ca multe colege de-ale noastre sau în fine multe femei, când stai la calculator și când gătești și eu operez și când stai 3 ore, 4 ore în aceeași poziție și nu te miști stânga-dreapta, adică stai acolo, am o durere toracală foarte, foarte acută. Această durere toracală, adică în regiunea toracului, în spate, deci în spate o am, pe coloana vertebrală, mă face să nici nu respir bine, deci în contextul patologiei pe care o am. Și atunci mă chinuie și mă doare și nu știu ce. Și m-am gândit odată, pentru că am văzut o publicație, un testimonial la unei paciente care își pusese plasturi pentru varice și zic, păi dacă ea și-a pus pentru varice, pot să pun și eu pentru coloană. Și atunci am pus mai jos X39 de durere cu un centimetru și cervical X39. Și credeți-mă, a fost, deci imediat, deci n-am avut durere. N-am avut plasturii aceia pentru durere, nu mai știu cum se numesc. Ice wave. Da, n-am avut așa și am pus X39, numai doi plasturi. Unul mai jos de locul dureros și unul pe cervicală. Și în 20 de minute a dispărut durerea și o zi întreagă n-am avut absolut nimic. Wow. Și în ziua respectivă am muncit 12 ore, adică am stat așa. Da. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați împărtășit experiențele, la cât mai multe și la cât mai pozitive. Am dat drumul acum și la PowerPoint și haideți să vedem cu menopauza asta, că ne cam dă bătăi de cap și știu că este important să ne și pregătim corpul ca femei pentru această perioadă, să vedem ce sfaturi ne puteți da. Prima oară când mi-ai spus, Alexandra, că să vorbim despre menopauză pe 1 martie, am zis pe bune. Pe urmă mi-am dat seama că, de fapt, ca să ajungi la menopauză, trebuie să te pregătești. Pentru că menopauza este un challenge, este un, cum se numește, este o provocare, efectiv, pentru femeie. Femeia este obișnuită cu un anumit stil de viață, cu anumită... început de la menarhă, adică de la prima menstruație până la menopauză, ea a dus o viață de zeci de ani foarte, foarte bine echilibrată sau mai puțin echilibrată, dar cu care s-a obișnuit, are un confort, știe despre ea. Dintr-o dată, lucrurile se schimbă și se schimbă brusc și de cele mai multe ori dramatic. Dramatic în ce înseamnă? Nu te mai regăsești. Parcă nu ești tu, parcă ești o altă persoană. În fine. Ea se instalează între 40 și 55 de ani, conform Organizației Mondiale a Sănătății. De obicei se vorbește o menopauză, despre menopauză în jurul vârstei de 51 de ani. Aceasta este considerată o vârstă medie. Din punct de vedere biologic, este normală, dar acum știința a evoluat foarte, foarte mult și întrebarea este bună. Intru la menopauză, dar de ce să trec prin toate aceste schimbări care mă dezechilibrează, ca să trec de la un echilibru care este viața de dinainte de menopauză, la un alt echilibru care este la menopauza instalată? În fine, menopauza poate să apară la o vârstă de mai puțin de 40 de ani și atunci este considerată menopauză precoce. Ea impactează 1% din populație. E o chestie dramatică, pentru că femeile acum procrează puțin mai târziu. De ce? Vor o stabilitate financiară, vor să fie mai mult libere, să se distreze și nu știu ce. Și atunci ele împing vârsta de concepție peste 35 de ani. Păi dacă tu intri la menopauză la 40, între 35 și 40 de ani, rezerva ovariană sau cum poți să-l faci tu copii este extrem, extrem de scăzută, iar probabilitatea de a face copii este mai mică. Ea apare, de asemenea, această menopauză precoce poate să apară și din alte motive, de exemplu, după unele tratamente, după o moștenire, adică moștenești pe cineva și atunci
rezerva ta ovariană este foarte, foarte mică. Ce înseamnă asta? Noi ne naștem cu un bagaj hormonal. La unii se termină mai repede, la alții mai târziu. Dacă la tine se termină mai repede, atunci apare această insuficiență ovariană prematură, care este de cauză necunoscută. Între timp, dacă mai există și o boală autoimună, de exemplu lupus eritematosistemic, lucrurile se complică. Ea apare de asemenea când apar fibroame. Fibroamele sunt niște formațiuni tumorale benigne, adică nu-i cancer. Și atunci chirurgul sau, în fine, ginecologul recomandă tratamentul chirurgical. Și atunci iarăși nu mai poți să... În fine, deci această rezervă ovariană este foarte, foarte scăzută și poți să ajungi la o menopauză precoce. Dacă apare o boală gravă, cum este, în fine, mă refer la cancer, și faci chimioterapie, radioterapie, iarăși această rezervă ovariană scade și ajungi la menopauză precoce. Există persoane care sunt mai grăsuțe și colesterolul crescut duce la o menopauză precoce. De asemenea, sunt boli neurologice, cum ar fi epilepsia, sindrome genetice, sindromul Turner. Menopauza apare în cazul absenței ciclului menstrual începând de la 2-3 luni, progresiv până la un an. Se manifestă prin bufeuri, panică, oboseală, creștere în greutate, creșterea colesterolului, osteoporoză. Te duci la medic și spune, uite-te, mă înroșesc, am bufeuri. Dar da, ok, dar îți crește și tensiunea arterială. Și atunci apar boli cardiovasculare. Apare o incontinență urinară, doamnele care sunt mai în vârstă știu, dar de fapt ele nu au o ruptură de perineu. Toată lumea vine la ginecologie și spune, am o ruptură de perineu. Nu mai pot să țin urina atât de bine. Dar de fapt ea nu are, are o incontinență urinară, ceea ce înseamnă că sfincterul ei urinar, vezical, nu mai ține bine. Și asta datorită menopauzei, care înseamnă o, nu o degradare a țesuturilor, dar ceva gen, o degradare până la urmă a țesuturilor. De asemenea, menopauza este însoțită de depresie, de insomnie și atunci are și un cerc vicios. Normal că sunt depresivă, nu mă odihnesc noaptea, a doua zi merg la serviciu, am copii, poate am nepoți. Și atunci simți că o irazna. Scade libidou, ca urmare și relația cu soțul poate este mai puțin sau partenerul este mai puțin bună. Apar dureri articulare, migrene. De asemenea, nu te mai poți concentra cum trebuie și până la urmă, de ce că suntem frumoase și suntem femei, apar ridurile. Da. Da. Deci, clar, o grămadă de simptome, ca să zic așa, să înțeleg că se formează și un cerc vicios. Eu, din experiența mea, am stat 9 luni fără menstruație. A fost și momentul în care am descoperit plasturii SP6 și am reușit să reintru în acel echilibru despre care vorbeați și îi recomand cu mare încredere tuturor femeilor care ori sunt înainte, ori sunt în plină menopauză și doresc să gestioneze aceste simptome. Și cred că ar fi interesant să luăm fiecare simptom în parte și să ne faceți câteva recomandări și de suplimente și să și completăm cu ce plasturi ar fi potriviți ca și soluție naturală să reușim să restabilim acest echilibru și să zic să ieșim din acest cerc vicios. Credeți-mă că și eu am trecut, cum am zis, având 50 plus. Bine, eu am intrat la menopauză mai târziu, dar și eu am trecut prin aceste lucruri și este extrem, extrem de disconfortant și panicant. V-am zis faptul că nu mă mai recunoșteam, nu eram eu. Aveam senzația că nici nu mai pot să iau decizii așa super fit, adică super ok. Și începând de la bufeuri, eram în sala de operație, țin minte, și operam mâna întâi cu o colegă mâna a doua, care era o idee mai mare decât mine și la un moment dat m-am făcut lac de apă din cap până în picioare și ea m-a întrebat, ți este rău? I-am zis, nu, nu mi-este rău, dar câți ani ai? I-am zis, păi ai uitat, există menopauză, știi? Da. Și adică e foarte disconfortant. După aceea mă trezeam noaptea, 2-3 dimineața și eram lac de apă, după aceea mi-era frig, după aceea era așa.
eram obosită, a doua zi mergeam la spital, în fine. Aș grupa așa, dacă ar fi, adică dacă ar fi, tu poți să ne spui mai bine în ceea ce privește remediile, bufeuri, panică, oboseală, insomnie și, și depresie și iritabilitate. Adică eu cred că astea pot să le surmontez cu puțin plasturi, adică nu trebuie ceva diferit. Cred că pentru toate astea pot să le surmontez cu, din ceea ce mă privește, ca suplimente cu magneziu, cu colagen articular. E important, colagenul articular nu se referă numai la articulații și la mai multe. Și eventual, bine, în urma unor analize, cu un calciu suplimentar, dar un calciu cu absorție bună. Da. Da, sunt foarte important și electroliții atunci când folosim plasturii. Ca și plasturi, ar merge foarte bine combinația X39 și SP6. Dacă apar atacurile de panică și această irascibilitate, sunt bineveniți și plasturi EON, care reglează sistemul nervos autonom și, cum a zis și doamna doctor, nu este necesar acum să ne umplem de plasturi. Aceștia își fac treaba extraordinar de bine, astfel încât să avem și cât de cât un nivel de energie susținut care este asigurat de X39. Și partea asta hormonală, unde SP6 își face o treabă foarte bună, iar EON reduce stresul din organism și ne poate chiar ajuta să ne odihnim mult mai bine. Deci, eu cred că, da. Cum aici ar fi? Eu cred că în momentul în care te liniștești psihoemoțional, adică eu am am văzut că i-am dat EON fiicei mele când am fost în sesiune și s-a liniștit și am și luat eu. Într-adevăr, eu sunt o persoană agitată, pentru că v-am zis, având o profesie și chirurgicală, noi suntem puțin mai altcumva decât cei care fac medicină, în fine, deci medicina asta, deci medicală, noi spunem. Deci este partea medicală și partea chirurgicală. Adică suntem mai agitați, mai impulsiv, luăm decizii mai așa, mai rapide. Zicem, mai rapide, ca să nu zic așa. Da, impulsive, da. Am fost atunci când mi-a spus că operați și noaptea câteodată, ceea ce, ce mi se pare extraordinar, adică... Da, nu, dar de asta că zic că insomnia, făcând gărzi noaptea 20 de ani și așa, adică așa, și operând și noaptea și fiind la dispoziția urgențelor, atunci eu pot să surmontez insomnia, dar a doua zi ar trebui cât de cât să am o mică pauză sau să am o altă atitudine față de ea. Și faptul că am luat ION, adică că mi-am pus, adică m-a liniștit, chiar m-a ajutat foarte, foarte mult și atunci nu am mai fost angoasată. Da. Și liniștindu-mă, toate lucrurile respective sunt mai ușor de abordat. Adică mă refer la bufeuri, la panică, la iritabilitate. Normal, dacă ești liniștit, ești mai puțin iritabil. Atunci nu mai intri nici în depresie. Poate, în fine. Acum, ca să revin la o altă experiență, să zic așa, a menopauzei, este osteoporoza, colesterolul crescut și durerile articulare. Durerile de articulare nu au legătură neapărat cu osteoporoza, ci sunt, e o lipsă de metabolizare și de integrare, să zic, în organism a acidului hialuronic, a colagenului. Iar chiar dacă tu iei colagen cu acid hialuronic, așa, oricum el nu se absoarbe. Este important să-l iei împreună cu vitamina C, cu vitamina D. Și vitamina D produce lipsa ei, deci produce depresie. Adică chestia e vorba de un complex, este vorba de un stil de viață care nu este atât de complicat. Dacă luăm din timp, puțin câte puțin, ne dăm seama ce ne este bine pentru noi, ceea ce este bun pentru noi. Da, la fel este și cu plasturii. Mă scuzați că vă întrerup. Dacă luăm din timp și experimentăm un pic cu ei, ne putem da seama care sunt potriviți cu noi și pot deveni un stil de viață, bineînțeles, pe lângă alimentație și aceste suplimente care sunt baza, D-urile, CU și
acest colagen, care înțeleg că este la fel de important. Da, este important, dar v-am zis, el nu se absorbe dintr-un context. Le trebuiesc minerale și nu știu ce. Și atunci, dacă e un colagen bun, întotdeauna colagenul respectiv conține și alte suplimente. Iar lucrul ăsta ne va îmbunătăți viața. Ce aș recomanda eu, totuși, din punct de vedere medical, să se facă la menopauză sau după menopauză, sunt determinările hormonale. Bine, la început să vedem. Domnule, am menopauză sau am premenopauză sau am efectiv o dereglare hormonală. Că v-am spus, vârsta la care intră persoanele, deci doamnele la menopauză, este diferită, între 40 și 55 de ani. Și atunci se poate datorită unui efort fizic prelungit, cum, uite, ți s-a întâmplat ție, datorită unui stres emoțional. Ți-a murit cineva, te-ai despărțit de un prieten. Stresul este și dacă dai examenul din clasa 8-a spre a 9-a, să știți. Și dacă dai la facultate sau dacă ai avut bullying din partea unui profesor. Deci e același lucru. Și atunci este important să facem diferențierea între o dereglare hormonală și menopauză sau premenopauză. Și atunci e important să ne facem un profil hormonal, ceea ce înseamnă determinat de niște hormoni, FSH, LH, estrogen, progesteron, prolactină și AMH. Într-adevăr, poate sunt niște, e o limbă străină, însă ei ne arată în ce parte ne situăm. Iar AMH-ul ultimul este, v-am spus, rezerva ovariană cu care ne naștem. El nu se modifică de la o lună, adică nu se modifică, nu poate puțin. Acum nu pot să spun că, uite, datorită plastorilor, nu crește de la o lună la altul, dar cine știe? Nu se știe niciodată. Trebuie să știm unde ne situăm în ceea ce privește această rezervă ovariană. Apoi, pentru a preveni apariția altor bori, este bine să ne facem o ecografie pelviană și mamară în fiecare an și, de asemenea, un examen Papanicolau, care el este un screening pentru cancerul de col uterin. Pe lângă aceste chestii medicale, după cum v-am spus, menopauza este o provocare. Suntem altcumva, nu suntem noi, trebuie să ne regăsim. Și atunci este o trecere de la o viață cu care eram obișnuită la o altă experiență. Foarte importantă este mișcarea. Activitatea fizică este extrem de importantă. Ce putem să facem? Nu trebuie să mergem să tragem de fiare, nu trebuie să alergăm. Mă aud pacientele, am făcut 10.000 de pași. Pe bune, păi da, dacă faci 10.000 de pași și tu ai, în fine, ai o rezervă mai mică, precară a organismului în ceea ce privește mineralele și vitaminele și proteinele, păi atunci faci condropatii, adică ți se rod cartilajele, adică nu trebuie un sport oxidativ. Adică nu trebuie să te chinuiești să mori acolo, trebuie să-ți facă plăcere. Atunci, părerea mea și recomandarea mea ar fi să faceți dans, pilates, care să dansezi nu e ușor, să știți. Să faci pilates chiar nu e ușor. Dar vă regăsiți, vă crește și bucuria sufletului și vă crește serotonina și alte lucruri. Pe când sportul oxidativ, ceea ce înseamnă că mă duc și trag de fiară de mor acolo, deci la sală, sau că am un instructor care scoate, să zic așa, între ghilimele, untul din mine, nu e ok. Te duce la o angoasă, nu-ți mai vine să te duci la o chinuială. Da, din când în când este important să avem provocări în viață, adică să depășim limita de confort, dar din când în când, nu tot timpul, adică nu ca activitate nu zilnică, cotidiană. Deci nu. Dansul, pilatesul, vă spun, deci sunt lucruri minunate pentru oameni și nu numai pentru femeile la menopauză, pentru orice femeie. Revin asupra alimentației. După cum știm, există alimentație bio, plus minus, nu mai știm ce înseamnă bio, când și aerul este așa cum este, când și solul este așa cum este. Dar dacă avem o alimentație echilibrată în ceea ce privește nutrienții și în paralel să luăm suplimente, este foarte important că, într-adevăr, bunicii, străbunicii noștri nu luau suplimente, dar ei aveau un alt tip de alimentație. Ei creșteau tot în curte, în spatele grădinii. Ei făceau schimb, troc între familii, deci era o altă chestie acolo. Și dacă luăm și suplimente de calitate și în cantitate moderată, lucrurile vor sta mult mai bine. Ce înseamnă a lua suplimente în cantitate moderată?
Dacă noi ne îndopăm în fiecare zi, mamă, trebuie să iau calciu, trebuie să iau vitamina D, trebuie să iau aia, să iau aia, trebuie să fac aia, să iau vitamina C, să iau aia, proteine, organismul spune stop. Intervine o inhibiție de protecție. Adică este ca și cum vi se spune tot timpul același lucru. Fă aia, fă aia, fă aia, fă aia. Păi pe la un moment dat nu mai auzi. Că nu te mai interesează, că nu mai poți să auzi. E așa și organismul. Dacă îi dai extrem de multe lucruri, el nu mai poate să înghită, nu mai poate să tolereze, nu mai poate să metabolizeze, nu poate să digere. Așa mi s-a întâmplat mie. Deci eu fiind o persoană mai slăbuță, dacă iau suplimente multe, deci eu degeaba le iau. Nu le pot digera și ingera. Și atunci cu plasturii mi s-a părut o chestie fantastică. Doamne, nu trebuie să fac nimic. Îmi pun o chestie și am uitat de ea 12 ore. Bine, mă hidratez, dar oricum beau apă, beau sucuri, mănânc o supă. Mi s-a părut foarte, foarte, foarte comod și v-am zis, cu rezultate remarcabile, pentru că eu de-a lungul vieții mele, datorită bolii pe care am avut-o, vreau să zic așa, cunosc foarte, foarte multe lucruri și am o sensibilitate și senzitivitate, adică îmi dau seama ce îmi face bine și ce îmi face mai puțin bine. Da. Doamna doctor, vreau să vă întreb un pic despre toxicitatea hepatică. Că și suplimentele astea, dacă le tot luăm, clar nu negăm că avem nevoie de ele, tocmai din motivele care le-ați menționat. Mediul este cum este, nu mai mâncăm ca în copilărie, unii am crescut cu bunicii, știm și noi cum arăta un măr, cum arăta... Așa este, așa este, da. Ce gust avea. Da, organismul trebuie să le proceseze. Mă gândesc că și ficatul punem la treabă când luăm foarte multe suplimente și, bineînțeles, când facem și sport care nu e moderat, să zic așa. Da, deci atunci, oricum, când facem sport într-o cantitate excesivă, deci oxidativ, știm că se acumulează acid lactic pe care noi nu putem să-l metabolizăm, să-l ducem decât folosindu-le propriile rezerve, v-am spus. Deci din când în când e ok, că de ce te boostezi, te așa. Dar în ceea ce privește toxicitatea hepatică, foarte, foarte puține suplimente, foarte puține suplimente, credeți-mă, au o... absorție biologică. Nu știu cum să mă exprim. Există niște vitamine care le luăm că ele există. S-au făcut studii pe diverse chestii și pe șoareci și pe nu știu ce și pe nu știu ce, dar v-am spus, noi suntem diferiți, nu toată lumea este la fel. Tu tot luând, ficatul tău, adică și numai ficatul și toate organele care ajută la absorția acestor suplimente sau acestor și medicamente, deci dacă luăm și medicamente cu atât mai mult, le încarcă foarte tare și ele obosesc, deci nu mai pot, deci efectiv nu mai pot. Ca urmare, v-am spus, este vorba de o calitate super. Deci există foarte puține pe piață, există nanovitamine, există asta, medicină ortomoleculară se numește, care se referă efectiv la absorția la nivel de moleculă, de celulă. Dar ideea următoarea, mie mi se pare mult mai simplu. Bun, trebuie să le luăm ca să avem un trunc de susținere. Dar mi se pare mult mai ok să iei câteva numai care se absorb bine și să pui plasturii care te ajută foarte, foarte mult. Deci ce trebuie? Plasturii nu se metabolizează, adică ceea ce fac ei nu ajung ca o metabolizare prin ficat sau prin rinichi. Într-adevăr, ei fac niște lucruri astfel încât să se elimine toxinele prin rinichi și prin ficat. Dar nu încarcă și mai și ficatul, stomacul, rinichii și, în fine, pancreasul. De asta este vorba de gestionarea acestui dezechilibru în care suntem, astfel încât să existe un echilibru. Este vorba de experiența noastră, o să vedeți că dacă luați o perioadă de și plasturi și puține suplimente, organismul dumneavoastră vă spune, nu trebuie să mai au 3 pastile de magneziu pe zi. Cred că mie mi sunt de ajuns 2. Ok. Dacă nu uiți și ei numai unul, îți dai seama, băi, mă simt mai obosită, mă simt mai stresată, totuși ar trebui să iau 2. Dacă mie, de exemplu, mi sunt necesare 2 tablete, poate dumneavoastră vă sunt necesare 3. Și atunci este vorba de găsirea vieții dumneavoastră având o experiență personală. Noi fiecare suntem diferiți,
Dar, uite, îmi pare foarte, foarte bine că avem acces la informație și că putem să depășim cunoștințele, calitatea vieții. Mă refer la bunicii noștri, mă refer la părinții noștri și mă refer la cei care nu au putut să găsească această informație atunci când au avut nevoie de ea. Da. Și suntem frumoase. Suntem și merităm foarte, foarte mult și merităm o calitate a vieții. Asta e foarte important. Nu contează că mor la 120 de ani și ești în cărucior. Contează calitatea vieții și cred că toată lumea știe acest lucru. Da, și doamnele din comunitatea noastră deja au descoperit plasturii și și-au dat seama de valoarea care o pot aduce în viața de zi cu zi. Clar, totul trebuie făcut cu moderație. E important să ne și hidratăm. O să mă și pun pe dansat. Să facem și acest sport care să ne aducă bucurie în suflet. Să știi că pe parcurs eu mi-am dat seama că faptul că îmi pun câte un plasture în fiecare zi reprezintă iubire de sine, cumva, la un nivel. Și mi-au adus doar beneficii pe vremea în care mi s-a întâmplat și am stat fără menstruație 9 luni de zile. A fost un stres foarte, foarte mare pentru mine. Lucram pe un vas de croazieră. Nici n-am putut să ies imediat din mediul ăla. Dar uite că a venit și soluția salvatoare sub forma acestor plasturi SP6 complet, care, repet, m-am îmbrăcat și în verde astăzi ca să dau bine cu ei. Îi ador, știu ce rezultate se pot obține cu ei. Integrați într-un stil de viață sănătos vor aduce rezultate optime pe termen lung. Clar, este un plasture demn de luat în seamă, mai ales dacă dorim să ne pregătim cum trebuie pentru această schimbare majoră din viața noastră. La fel, pe termen lung, X39, X49, am experimentat beneficii. Apropo de ce spuneți, și corpul meu s-a remodelat, nu mi-am dat seama pe moment. La haine se vedea un număr 2 mai mic, mai mic la pantaloni, dar s-a modelat foarte, foarte frumos. Am o musculatură bine definită, deci ca atunci când mergeam la sală și chiar câteodată intram în supra-antrenament de la cât de mult mă antrenam. Și ce am observat este că mergând pe jos, se pompau picioarele, la fel ca atunci când mergeam la sala de antrenament. Și iubesc această combinație de X39, X49, mai ales X49, acum a ieșit un studiu clinic și ne arată clar că ne poate ajuta pe sănătatea oaselor. Știu că pentru toate femeile e o provocare această ostopenie, cred că îi zice, când da, este nervătorul degradării țesutului osos. Și foarte multe doamne din comunitatea noastră au rezultate fabuloase cu plasturii la Vida. Chiar mă bucur că i-ați descoperit și dumneavoastră și abia așteptăm să vedem pe termen lung rezultatele. Eu nu mă confrunt cu riduri deocamdată, dar un pic pe frunte parcă am văzut că în ultimul an, având și foarte o activitate foarte intensă, se întrezărește ceva acolo și mă bucur că am descoperit acesta la Vida Trio. El conține și două creme. Sunt fantastice. Deja rezultatele sunt foarte, foarte bune cu ele. Și cam asta v-am recomanda, plasturii A-Age, toată gama, Eon, Glutathion, Carnosină. Nu-i puneți pe toți odată, vedeți ceea ce vi se potrivește cel mai bine. Clar, merită încercați fiecare dintre ei și fiecare femeie este unică și își va da seama de ceea ce lucrează mai bine pe corpul ei ca să o aducă în acest echilibru și să reducă din aceste simptome pentru perioada în care va ajunge la menopauză. Eu cred că este posibil și cred cu tărie că plasturii fototerapeutici pot fi acea bucățică de puzzle acolo care să ne ajute organismul să nu treacă prin efort și să facă față mai bine la stresul de zi cu zi. Ce să zic, vă doresc o primăvară minunată în continuare și nu numai, și o viață frumoasă și momente pe care nu trebuie să le surmontați așa cu foarte multe traume.
Da. Vă doresc în continuare o zi frumoasă și să vă simțiți bine pentru că sunteți frumoase. Mulțumim foarte mult, doamna doctor. Abia așteptăm să vedem pe termen lung rezultatele și cu siguranță ne vom mai întâlni în comunitatea noastră și pe la alte prezentări. Și vă mulțumim că ați avut deschiderea să-i cunoașteți și să-i folosiți. Mulțumesc, o zi frumoasă, la revedere! Mulțumesc.